e specială cu Universul? Doamna Mariana Cojucaru, eu pot să vă spun că pe Tudor, care acum are 16 ani, l-am visat când eram însărcinată cu el 4 luni, exact așa cum arăta la naștere, și am avut recent un vis cu noul băiețel și chiar sunt curioasă dacă se va adeveri, pentru că arăta spun ca ce un... se adeverește, pentru că eu mi-am ca visat... noi, ca cei din familie, deci să l-am visat pe fiul meu, fiind însărcinată, l-am visat la vârsta de liceu. Și l-am visat într-un anumit fel, n-are sens să vi-l dezvălui acum, dar mi s-a spus că va pleca. Și într-adevăr, la vârsta liceului, fiul meu a plecat din țară, a făcut studiile în străinătate. Deci, femeile, mamele în RAC, au vise, așa cum ați spus, premoționale. Abia aștept să văd ce ne spuneți mai spre finalul emisiunii, ce ați și calculat pe pentru doamna Angela Similar. Întâlnirea de astăzi nu e deloc întâmplătoare, pentru că doamna Angela are toate deschiderile pe vărsător. Și o să vorbim de zodia vărsătorului în viața domniei sale. Cine credeți că, acum cine ne credeți întâlnim că în m-a zodia convins să primesc această invitație a dragei Gabi, pe care eu o iubesc și noi avem o relație veche. Și eu știți foarte bine. Un vărsător, Ovidiu. Corect, da. Piero, pentru doamna Angela Similea, ce ne recomanzi tu astăzi? Știu că ai mai avut ocazia să o întâlnești la restaurantul tău și de obicei este foarte pretențioasă sau nu în ceea ce privește... Nu, nu este foarte pretențioasă. Doamna Angela mănâncă foarte light și în această zi specială pe care o omajăm pe doamna Angela Similia, îi voi pregăti ceva special. Mulțumesc! Dar surpriză. Sigur va avea un miros foarte bun, pentru că duminica trecută ne-ai nebunit cu miresmele venite de aici, de la bancul tău de lucru, de la mica ta bucătărie improvizată. Doamnelor și domnilor, așteptăm mesajele dumneavoastră pentru Angela Similea, dar și comentariile pentru emisiune la SMS 1272. Află ingredientele rețetei de astăzi și poți câștiga prin tragere la sorți un coș cu bunătăți de la Angst. Trimite cuvântul rețetă prin SMS la 1272 și calculează-ți horoscopul și poți câștiga prin tragere la sorți un set de cosmetice Nuxe pentru toată familia. Trimite data nașterii prin SMS la 1272. Toți participanții la concursurile noastre pot câștiga pe 26 februarie un home cinema pentru care mulțumim Carrefour. Regulamentul există și pe www.a1.ro. Dar, doamna Angela Similea, stimați telespectatori, vorbim despre dragoste. Facem acum legătura cu unul dintre prietenii de suflet ai Angelei Similea, producător, compozitor, textier, interpret a numeroase melodii de succes. Chiar în primul său album se vorbește tot despre dragoste. Lansat în 1998, acesta poartă titlul sugestiv Te iubesc tot mai mult. Apoi ne-a cântat despre trădare în dragoste, dar și despre mireasa vieții sale. Cu siguranță ați ghicit despre cine este vorba. Ovidiu Comornic. Duminică la Gabi Firea Show. Bine ai venit, Ovidiu! În primul rând îți mulțumesc personal pentru faptul că tu ai compus atât melodia, cât și versurile imnului Gabi Firea Show, iar orchestrația aparține lui Fiso Emanuel Gheorghe. Sunt tare mândru de interpretarea ta. Eu zic că e pe placul tuturor. M-ai chinuit tu și m-am străduit să nu te fac de tot de rușine. Că nu, glumește, nu te-am chinuit deloc. A ieșit foarte frumos. Eu îți doresc mult succes în noua emisiune, alături de minunata echipă pe care o ai. Aș vrea să o salut pe Florentina Sadmari, pe Ligia Enache și să le doresc succes pe viitor. Și să fie așa ca un fel de îngeri păzitori, pentru că telespectatorii văd ceea ce este în studio, dar ce e în regie, doamnelor și domnilor, dacă ați fi acolo o musculiță... E o întreagă industrie aici, întreagă, la Gabi, exact, e un furnal. Doamna Angela Similea, omagiată astăzi de noi toți, ne-am gândit noi să-i spunem la aceste întâlniri ciocnirea planetelor, pentru că sunteți două personalități iubite de toți românii. Și suntem prieteni de... Au trecut aproape 7 ani, 8 ani de zile. Nu ne-am certat niciodată. Ne reproșăm că ne vedem foarte rar.
Așa este. Ne vedeam... Dar cum ar fi arătat, să spunem, o ceartă între doamna Angela Simea și Ovidiu Comărmic? Muzical, ar fi o șarjă muzicală și amicală. Adevărul că avem un cântec, dar o să mai facem câteva cânteci așa cu ideea asta de... Gabi, aș vrea să anunț, uite, și Angela, e o surpriză și pentru tine. De fapt, asta era surpriza pe care eu ți-am pregătit-o. Gala OVO Music, Sala Palatului, este un DVD care... De mâine o să-l puteți găsi pe piață. Este spectacolul de la Sala Palatului, în care sunt 31 de artiști, cei mai iubiți artiști din România. Și bineînțeles, Angela Simila este invitată specială acestui eveniment. Eu mă bucur că am fost la această gală și ceea ce mi-a dat cu atât mai mult un sentiment aparte era faptul că în sală exista public de toate vârstele. Existau copii, adolescenți, tineri, oameni maturi, chiar și mai în vârstă, ceea ce înseamnă că muzica pe care o faceți este apreciată, este perenă și nu este doar de un sezon. Foarte și mare eu zic lucru. Că este o muzică care peste ani își va recăpăta poate adevărata valoare. De aceea vreau să vă și ascultăm acum, dacă se poate, mai chiar în debutul emisiunii. Genericul pentru Ciocnirea Planetelor. Luminică la Gabi Firea Show. Acum cântăm. Ochii mei te cheamă fără vină. Ce clipă ești în preajma mea. Mă-nalță o putere și mărturisesc. După ploi și teamă azi îți mulțumesc. Credeam că pentru mine lumea s-a sfârșit și drum iar mi-a amintit. Când mi-am strâns aripa, dorănit în zbor, tu mi-ai spus că noapte stelele nu mor. Când sufletul ți-e gol, privește cerul. Nu te lăsa în vis și vei vedea că dincolo de noi e soare întotdeauna și te va ajuta să mergi pe calea ta. Ochii mei te cheamă fără vină. În orice clipă ești în preajma mea. Când mi-am strâns aripa, dorănit în zbor, tu mi-ai spus că noapte stelele nu mor. Când sufletul ți-e gol, privește cerul. Vei vedea că dincolo de noi e soare întotdeauna.
Mulțumim din suflet, privește cerul, Angela Similea, Ovidiu Covornic, după o foarte, foarte scurtă pauză publicitară. Ne întoarcem aici, doamnelor și domnilor, pentru a afla ceva ce nici nu v-ați imagina. Ce meserie ar fi vrut să îmbrățișeze Angela Similea dacă nu ar fi ajuns o artistă atât de iubită de noi toți? Rămâneți aici alături de noi, ne întoarcem în câteva clipe! La Gabi Firea Show. Vorbim cu oameni.